Adevăr din post-adevăr. Sunt Marius Ghilezan. Încerc să-mi explic încotro lumea. Bună ziua, dragi telespectatori și urmăritori ai blogului meu. Mă vizitează astăzi la moșie domnul doctor în științe politice, Alexandru Todericiu. Ne-am cunoscut în urmă cu vreo 30 de ani, pe vremea când era corespondentul nostru și tânăr universitar, un tânăr student în Viena. Era membru al Uniunii Presei Străine din Viena încă din anii 90, are o experiență vastă în domeniul presei, dar între timp s-a specializat pe științele politice, a devenit analist politic, a devenit cetățean austriac. Profitând de prezența domniei sale în țară, am zis să vorbim despre un subiect care e lipsă la noi în România, cultura consensului. Bun venit! Deci această cultură a compromisului și în anii studenției mele am descoperit-o în America, n-am înțeles-o, era Institutul Common Sense-ului. Nu știu care e diferența între cultura consensului american și cea austriacă. Bănuiesc că e o diferență. Ce pot să spun telespectatorilor mei este că eu m-am plictisit. Acolo noi veneam dintr-o epocă revoluționară în care vreau să dăm cu comuniștii cu picioarele în sus și 4 ore când ni s-a prezentat Common Sense-ul, nici nu mi-am notat mai nimic, de aceea sunt curios cum este consensul în Austria. La Viena se zice că nu ai nevoie de judecător, ceea ce mi se pare extrem de interesant. Ca să te înțelegi. Ca să te înțelegi. Asta se spune la Viena. Bine, și noi avem judecătorul de cameră în aia de afaceri, cum se cheamă. În fine, vreau dragul meu Mariu, stimate domnule Ghilezan, evident că nu ai nevoie de judecător ca să te înțelegi, spune o vorbă evreiască din Viena cu o tradiție lungă în capitala Vienei a culturii evreiești. În ce sens? Că se recomandă ca doi oameni care se ceartă să se gândească că s-ar putea să câștige mai mult dacă s-ar putea înțelege, să nu înțeleagă cumva telespectatorii cum că la Viena n-ar exista judecători. Evident că există judecători și încă probabil pricepuți și independenți, dar ca să revin, care ar fi diferența între exemplul tău dat în America și în Austria? Austria, o țară care a fost imperiu timp de sute de ani, America, o țară care mult mai puțin timp a exersat de la bun început o democrație republicană. Tradițiile sunt altele. În ceea ce ne privește, stau să mă gândesc, și a pus cineva la modul consecvent decizia a cultiva în politică momente consensuale, momente în care oamenii să-și propună să stea la masă cu păreri diferite și să nu se ridice de la acea masă până nu fiecare pleacă satisfăcut. Sigur, voi spune acum că nu se poate fără compromis. Se poate, dacă fiecare are timpul necesar, disponibilitatea, toleranța, înțelegerea, dar îl înțelege pe celălalt și cu problemele lui. Și de aici putem să discutăm în politică, putem să discutăm în marile întrebări care acum ne preocupă privind războiul din Ucraina, șarada din Ucraina, nu? Enigma ucrainiană. Sau putem discuta și din perspectiva deja, poate la trecut, Doamne ajută, de a pandemiei, stimate domnule. Eu vreau să mă refer, pentru ca telespectatorii noștri să înțeleagă diferența între consens și compromis, prezența românilor în dieta de la Viena. A fost un compromis sau un consens? A fost un model imperial în care unora li se dădeau niște firimituri, dar Firmiturile acestea erau existente și au fost reprezentanți de seamă, un Iuliu Maniu în Parlamentul vienez, reprezentanți de seamă, voci recunoscute, respectabile din perspectiva imperială de la vremea respectivă, care ulterior au ajuns să aibă un cuvânt semnificativ de spus într-o țară românească înviată, independentă, suverană. Revenind la prezent, cum se realizează consensul social în Austria? Printr-o înțelegere profundă a nevoii lui, adică ani de zile, mai ales în timpul marii guvernări duale stânga-dreapta, care nu mai este acum de actualitate, dar zeci de ani Austria și dezvoltarea Austriei, progresul Austriei a fost asigurat de guverne stânga-dreapta care au condus Austria sub celebrul cancelar Kreisky. A existat o cameră dintr-un palat imperial din Viena, din centrul Vienei, unde actorii sociali, sindicatele, patronatele, ceilalți reprezentanți de clasă ai puterii politice se întâlneau și până la o anumită oră, ați spus la un moment dat... N-am zis, chiar mă gândeam, mi-a luat vorba din gură, știam de existența unei pendule care nu știu ce se întâmplă cu ea la miezul nopții. Dar până să-mi explicați cum au ajuns austriecii la pendulă, spuneți-ne de un exemplu cunoscut despre consens realizat în România. Domnule Ghilezan, trebuie să vă mărturisesc, m-ați lăsat ca la frizer. Nu mi-amintesc. Consensul de la Snagov din 1995, când Iliescu. Aveți dreptate, dar îl puteți explica dumneavoastră că sunteți mai cunoscător al spațiului românesc. În 1995, în plină opoziție destul de dură la adresa guvernului Băcăroiu, inflația atunci era de 180%, nu de 14% ca acum. Băcăroiu, premierul social-democrat de atunci. Pe DSR era atunci. Da. Ion Iliescu, o social-democrație mai spre comunism. Mai spre comunism. Ion Iliescu era președintele statului român și a avut inițiativa de a chema toate partidele la un dialog pentru realizarea unui consens privind aderarea la NATO și integrarea în Uniunea Europeană. Noi eram supărați atunci pe Corneliu Coposu de ce s-a dus la această înțelegere de la Snagov. Eu nu mi-aduc aminte să mai fi văzut un alt consens în România. Povestiți-ne în continuare, sunt foarte curios, există pendula aia în clădire? Pendula, m-am întrebat și eu când profesorii mei de la facultate ne-au vorbit de acest exemplu de consens și de, hai să spunem așa, element formal care asigura consensul într-o sală elegantă a unui palat frumos din centrul Vienei, intrau, sala fiind privată, palatul fiind privat, nefiind vreun minister sau un guvern, sediu al guvernului. Nu, intrau pe diferite uși reprezentanții sindicatelor, patronatelor, celor care aveau în job description-ul lor să aibă grijă ca lucrurile în Austria să meargă bine, mai ales prin evitarea grevelor. Grevele având costuri sociale mari, pe care Austria la vremea respectivă nu și le putea permite. Și atunci ei intrau și știau că până la sfârșitul zilei, până la miază noapte, trebuia ca lucrurile să se fie discutat, să fie clare și cei care erau în această sală, asta era cutuma, asta era povestea, să se ridice doar dacă s-au înțeles. Și acum ajungem la pendulă. Ei, până la pendulă vreau să vă spun că și în România, Victor Ciorbea, pe vremea când era premier al României, a înființat Comitetul Economic și Social. Era într-o clădire lângă guvern. Politicienii râdeau de el, cum se duce și stă ore întregi să discute cu sindicatele, cu patronatele și așa mai departe. Ani de zile am urmărit viața acestui gest. E un organism muribund, nu-l mai folosește nimeni. A fost de inspirație austriacă sau mai există penduluri ascunse și în ascunse și în alte state germanice? Deci de unde s-a inspirat Victor Ciorbea atunci? N-aș putea să vă spun de unde s-a inspirat fostul premier al României. Eu vă pot spune doar că instituția în Austria a parteneriatului social ca atare formal nu există. Există în Austria disponibilitatea, înțelegerea nevoii consensului. Se întâlneau... Deci asta nu e o instituție. Nu este o instituție. Ei se întâlneau și știau că nu se pot ridica de pe scaun decât dacă s-au înțeles și au evitat astfel grevele. Este un principiu. În momentul în care însă Marea Coaliție, stânga-dreapta, care a dominat peisajul austriac sub marele cancelar Bruno Kreisky, social-democrat al Austriei, în momentul în care ea s-a risipit, în momentul în care partide mai mici au ajuns la putere, cum sunt astăzi Partidul Verzilor sau Partidul Libertății mai de dreapta la un moment dat, această instituție inexistentă și doar înțeleasă a început chiar și în Austria să nu-și mai arate roadele. Dar principiile ei, principiul constituțional a rămas. Și dacă vreți vă spun despre pendulă sau doriți să continuăm fără pendulă. Nu, să-mi dați un alt exemplu până ajungem la povestea pendulei, pentru că eu înainte de povești vreau să simt realitatea. Dacă acolo veneau și partidele din opoziție și dacă puteți să ne dați un exemplu concret de consens care este altceva decât compromis. Un exemplu ce vă vine în memorie din ultimii 30 de ani din Austria. La un moment dat în Austria, datorită unei mișcări masive a populației, inspirată dintr-o structură inițial germană, astăzi știm chiar sub influența la vremea respectivă a Uniunii Sovietice, verzii au căpătat un avânt deosebit și au început să manifeste împotriva energiei nucleare. Austria tocmai își termina, bine mersi, un reactor, primul reactor nuclear de la Zwentendorf. Cancelarul de atunci, cel pe care l-am numit Bruno Kreisky, a ieșit public și a spus: domne, energia nucleară foarte utilă, dacă protestatarii vor avea de câștigat, voi demisiona. A fost un moment în care viața socială, consensul a fost grav pus la îndoială de realitatea cotidiană. Și ce s-a întâmplat? Presiunea străzii, presiunea opiniei publice, presiunea mișcării verzilor, demonstrațiile împotriva energiei nucleare, care aveau de-a face mai mult cu a pune la îndoială status quo-ul etablat al marilor partide istorice stânga-dreapta, care se baza și pe consensul acesta, practic a fost atunci prima dată puternic zdruncinat, dar în continuare parteneriatul social a decis ca dacă cancelarul, care participa și el, evident, la aceste discuții informale, dar semnificative despre consens, în acea locație frumoasă imperială cu pendula pe perete, au decis să respecte voința cancelarului, partenerii sociali, și dacă și-a dorit să-și pună mandatul la încercarea unui referendum public, să-și îl pune. Deși n-au dorit acest lucru, nimeni n-a dorit. Cancelarul a pierdut. Cancelarul Bruno Kreisky a pierdut. Cetățenii au votat împotriva centralei atomoelectrice de la Zwentendorf, cancelarul și-a luat pălăria și a plecat. Iarăși respectând voința poporului. Deci, în Austria, atunci când am avut o stabilitate politică cu două partide la guvernare, cum e astăzi în România, partide mari semnificative, ca și astăzi în România, s-a urmărit cultura consensului. E mai greu să îți atingi cultura consensului într-o formulă multipartinică la guvernare sau cu partide mici și destul de vorbărețe, cum au fost cele dinainte actualei coaliții. Aveți un, țoala, ținuta dumneavoastră, are vreun model în camera pendulei de la miezul nopții? Se poate merge la negocierile cu o ținută adecvată? Trebuie o ținută adecvată sau trebuie o ținută normală în acele întâlniri? Să știți că în Austria este foarte obișnuit ca reprezentanții diferitelor curente politice să-și poarte straiele tradiționale. Eu, nefiind austriac decât prin adopție, dar respectând straiere tradiționale austriece, îmi face plăcere ca vara să mă mai îmbrac și așa, chiar și neveste mie îi plac foarte mult. Ca urmare acestui fapt, austriecii nu au impus un cod de vestimentar pentru prezența acolo. Acolo trebuia să te duci și să înțelegi că nu poți să pleci certat. În momentul când ai intrat în acea cameră unde pendula bătea ritmic pe perete, o pendulă frumoasă, da? Care, cu sculpturi, senzațională, Pendula, într-un fel, avea grijă, ei se raportau la timp, la elementul timp. Nu. Era un judecător care dădea cu ciocanul, așa? Tocmai asta, că nu era. Judecat era înțelegerea tuturor, convingerea lor că era bine pentru țară și pentru fiecare luat separat, ca să nu existe nici judecătorul, ci doar factorul timp, le îngrădea lor perspectiva discuțiilor în contradictoriu, pentru că până la un moment dat ei trebuia să se înțeleagă. Păi și cine media acea dezbatere? Sau chiar conflict putea să fie la un moment dat? Cine era mediatorul? Pendula. Opa, și ce făcea pendula asta? Păi haideți să vă... Eu am crezut că asta e o glumă dintr-o operă de Verdi. Nu. În momentul în care odată s-a întâmplat ceva și n-au ajuns, a venit miezul nopții, ora 12, și nu s-au înțeles, toți se apropia momentul, dacă vreți așa, fatidic, al punctului terminus, al demersului, acceptat de toți. Și atunci a fost marea șansă a unui politician social-democrat de la vremea respectivă, numitul cancelar Bruno Kreisky, care a făcut un lucru senzațional. A spus: dacă sunteți de acord, să rugăm personalul să vină cu o scară înaltă. Deci, practic, sala respectivă avea vreo 4 metri. Vină cu o scară înaltă și să se urce și să dea limba pendulei cu jumătate de oră înapoi. Ora 12 a devenit ora 11:30. Am înțeles. Da? De la acel moment, această regulă a dat pendula o singură dată cu o jumătate de oră înapoi a devenit noua regulă care permitea înțelegere cu titlul de excepție. Am înțeles. Deci, pentru tragerea concluziilor, se mai dădea un răgaz de jumătate de oră. Răgazul. Dar toți cei prezenți au înțeles un lucru. La vremea respectivă, începând cu momentul anilor 60, în care Austria ieșea dintr-o ocupație sovietică până în 1955, în care Austria cu greu își obținuse neutralitatea, cu greu își obținuse un statut acceptabil între est și vest, austrici au început să învețe cum e să fii o țară mică când odată ai fost imperiu. Viena a fost capitala Sfântului Imperiu German, a fost capitala Imperiului Austro-Ungar și a Imperiului Austriac. Și brusc, țărișoara rămăsese practic o mică bucată din ce a fost odată. Imaginați-vă ce efect a avut acest lucru asupra oamenilor de rând. Au venit primul război mondial a fost oricum, după aceea s-a intrat în Republica Austriacă, prima Republică, a venit al doilea război mondial, a doua Republică. Austria o țară mică. Știți ce au înțeles austriecii? Că trebuie să se înțeleagă și să fie pe cât posibil prieteni cu toți. Păi și când a apărut Haider, nu mai era înțelegerea. Jörg Haider a fost un politician carismatic, un avocat foarte bun, un politician care a pus la îndoială establishmentul, dar trebuie să o spunem la modul real, în timp ce verzii de pe vremea lui Haider și înaintea lui, da, erau sub o influență rusească incontestabilă, și asta o spun toți istoricii, Partidul Libertății de la vremea respectivă era un partid pe care dumneavoastră astăzi l-ați numit suveranist. Jörg Haider a fost un politician de calitate, un politician care a respectat Austria și care viața lui a fost curmată tragic printr-un accident, după cum bine știți. Dar cu Haider se putea da mâna și datul de mână, Handschlagqualität se spune în austriaca, avea rol, deci el își ținea cuvântul. Eu nu am fost niciodată un admirator al domnului Haider, dar el, în comparație cu alți politicieni, se bucură chiar și post-mortem de respect.